Grupa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava efectua pe parcursul zilelor de joi și vineri două misiuni pirotehnice în zona forestieră a localității Siminicea. Un bărbat care se afla la cules de ciuperci a găsit mai multe elemente de muniție, iar pirotehniștii s-au deplasat la fața locului. În urma detectării terenului a fost descoperite inițial 587 de elemente de muniție sovietice de diferite calibre provenind din cel de-al doilea război mondial. Misiunea pirotehnică a continuat și pe parcursul zilei de vineri, când au fost descoperite și alte muniții. În total, pe parcursul celor două misiuni au fost descoperite 687 de lovituri acuplate cu proiectile explozive de artilerie antiaeriană calibru 20 de mm. Un proiectil exploziv de artilerie antiaeriană calibru 25 de mm, două cartușe de infanterie calibru 14,5 mm, două tuburi de cartuș de infanterie calibru 14,5 mm și un tub cartuș de infanterie calibru 7,62 mm. Întreaga cantitate de muniție a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță și depozitată provizoriu, urmând a fi distrusă într-un poligon autorizat în perioada imediat următoare. Ambele misiuni de asanare pirotehnică s-au desfășurat cu profesionalism, fără a pune în pericol vieți omenești, bunuri materiale sau mediul înconjurător.